Weekendul trecut, pe DN67 în Vâlcea, au avut loc două accidente rutiere grave în care au fost implicate motociclete. Sâmbătă 24 iulie, în comuna Bunești, un motociclist în vârstă de 33 de ani din Cluj a decedat după ce a accidentat un minor de 13 ani. Potrivit polițiștilor, copilul traversa strada printr-o zonă nemarcată corespunzător. Din primele date, un motociclist ar fi accidentat un minor care s-a angajat în traversarea drumului. Ulterior, din păcate, motociclistul a decedat. Motociclistul a fost transportat cu ambulanța în stare de inconștiență, iar ulterior a decedat la spital după ce a stat în comă mai multe ore. De asemenea, băiatul de 13 ani a fost transportat la unitatea de primiri urgențe Craiova cu o fractură la membrul inferior și multiple zgrieturi. Și duminică, 25 iulie, pe DN67, în comuna Mihăiești, un bărbat a pierdut controlul motocicletei și a lovit o mașină. În urma coliziunii, două persoane au fost rănite. Accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre o motocicletă și un autoturism, victimele fiind persoanele aflate pe motocicletă, conducătorul și pasagera. Potrivit ISU Vâlcea, una dintre victime a suferit contuzii la umărul stâng și torace, iar cealaltă acuza dureri de spate și mâini amorțite. Ambele persoane rănite au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.